Cea mai bună serie SF a tuturor timpurilor a fost considerată seria scrisă de Isaac Asimov, Imperiul, respectiv Fundația. Imperiul conține 3 cărți, Fundația 7 cărți, cu acțiune complexă pe multiple planuri și care pornește de la premisa că orice planetă este pământul pentru cei care o locuiesc. O altă idee foarte interesantă pe care o deducem din carte este aceea că violența e refugiul celor incompetenți. Și acest lucru e demonstrat din plin. Un serial foarte interesant, tot science fiction și nu doar prin subiect, ci și prin realizare, pentru că fiecare episod e realizat într-un stil diferit și de regizori diferiți, este Love, Death and Robots, cu episoade relativ scurte, pentru că cel mai scurt parcă are 8 minute, dar captivante.